Preasfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, pentru cinstita preoțime și ceantru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Pentru binecredinciosul tot popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm. Sfălucașul acesta, orașul acesta, țara noastră, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce credință locuiesc în drânsele Domnului, să ne rugăm. Pentru bună întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice Domnului, să ne rugăm. Cei ce călătoresc pe ape, pe uscat și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm. Pentru ca să se binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, întru slavă lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună spunire să fie duse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe Preasfânta curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu. Amin. Ție ți se cuvine toată slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și
Sfinții să pomeni. A Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Vrea sfântă, vrea curată, vrea binecuvântată, amărită asemenea noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să pomenim. Hristos Dumnezeu să o dăm. Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
înțelepciune drept. Slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea. Doamne, mântuiește pe cei binecredincioși. Doamne, mântuiește.
mântuiește pe cei binecredincioși. Doamne, mântuiește pe cei binecredincioși. Bine auzi, frenu. Caută din cer și vezi și cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Doamne, Doamne, caută din cer și vezi și cercetează lumea aceasta pe care a zidit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Doamne, Doamne, caută din cer și vezi și cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea.
și Duhului Tău, mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Către Tine, Doamne, am strigat, Dumnezeul meu nu mă trece cu vederea. Înțelepciune. Din epistola către Colosene a Sfântului Apostol Pavel citire. Să luăm aminte. Fraților, luați aminte să nu vă fure cineva mințile cu filozofia și cu deșarta înșelăciune din predania omenească, după înțelesurile cele slabe ale lumii și nu după Hristos. Pentru El locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii și sunteți deplini întru El, care este capa toată domnia și stăpânirea. În El ați și fost tăiați împrejură cu tăiere, împrejură nefăcută de mână, prin dezbrăcarea de trupul cărnii, pentru tăierea împrejur a lui Hristos. Îngropați fiind împreună cu El prin botez, cu El ați și înviat, prin credința în lucrarea lui Dumnezeu. Înțelepciunea și limba lui va grăi judecată. Aleluia, aleluia, aleluia. Legea Dumnezeului Său întru inima Lui și nu se vor potigni pașii Lui. Aleluia, aleluia, aleluia. Binecuvintează înalt preasfințite Părinte, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca. Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Său Apostol și Evanghelist Luca, să-ți dea ție celui ce binevestești cuvânt cu putere multă spre plinirea Evangheliei preiubitului Său Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos. Să-mi fie mie după cuvântul vostru înalt preasfințite Părinte. Înțelepciune doresc să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor. Sfânta Evanghelie de la Luca citire.
În vremea aceea, păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate câte auziseră și văzuseră, după cum li se vestise. Și când s-au împlinit 8 zile ca să-l taie împrejur, i-au pus numele Iisus, cum a fost numit de înger mai înainte de a se zămisli în pântece. Iar pruncul creștea și se întărea cu Duhul, umplându-se de înțelepciune, și harul lui Dumnezeu era asupra lui. Și părinții lui în fiecare an se duceau de sărbătoarea Paștilor la Ierusalim, iar când a fost el de 12 ani, s-au suit la Ierusalim după obiceiul sărbătorii. Și sfârșindu-se zilele pe când se întorceau ei, copilul Iisus a rămas în Ierusalim și părinții lui nu știau. Și socotind că este în ceata călătorilor pe drum, au venit cale de o zi, căutându-l printre rude și printre cunoscuți. Însă negăsindu-l, s-au întors la Ierusalim căutându-l. Iar după 3 zile l-au aflat în templu, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și întrebându-i. Și toți care l-auzeau se minunau de priceperia și de răspunsurile lui. Deci, văzându-l, rămaseră uimiți, iar mama lui a zis către el: Fiule, de ce ne-ai făcut nouă așa? Iată, tatăl tău și eu te-am căutat îngrijorați. Atunci el a zis către ei: De ce era să mă căutați? Oare nu știați că în cele ale tatălui meu trebuie să fiu? Dar ei n-au înțeles cuvântul pe care l-a spus lor. Și a coborât cu ei și a venit în Nazaret și le era supus. Iar mama s-a păstrat în inima ei toate aceste cuvinte. Și Iisus sporea cu înțelepciunea și cu vârsta și cu harul înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor. Pace ție celui ce ai bine vestit. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Luați seama cu grijă cum umblați, nu ca niște neînțelepți, ci ca cei înțelepți
răscumpărând vremea, că zilele se întrece. Epistola Sfântului Apostol Pavel către Efeseni, capitolul 5, versetele 15 și 16. Preacuvioși și preacuceriși părinți, și iubiți frați și surori, în această mărită zi de sărbătoare, cuvântul meu de învățătură îl intitulez Să răscumpărăm vremea. De fapt, astăzi este întreită sărbătoare. Pe de o parte este praznicul împărătesc al tăierii împrejur al Domnului Iisus Hristos, pe de altă parte este sărbătoarea Sfântului Vasile cel Mare și, în sfârșit, este sărbătoarea anului nou, întreită sărbătoare. În ce privește praznicul tăierii împrejur a Mântuitorului, am auzit din Evanghelia ce s-a citit, că după rânduiala legii vechi, când s-au împlinit zilele ca să-l taie împrejur, i-au pus numele Iisus, cum a fost numit de înger mai înainte de a se zămisli în pântece. Dacă citim sinaxarul sărbătorii de astăzi, sărbătoarea tăierii împrejur, în trei propoziții ne este limpezită importanța praznicului. Și iată, vă citesc trei propoziții din sinaxar. Domnul, după cum ne-a cinstit pe noi luând trup omenesc, întru totul asemenea nouă, afară de păcat, tot așa a binevoit să primească și tăierea împrejur. Întâi, ca să astupe gurile ereticilor care îndrăznesc a zice că Domnul n-a luat trup, ci s-a născut ca o nălucire. Dar dacă n-ar fi luat trup, cum s-a tăiat împrejur? Și al doilea, ca să astupe gurile iudeilor celor neînțelegători care îl cleveteau că strică legea, că n-ar respecta legea Vechiului Testament. Așadar, astăzi, la 8 zile de la nașterea lui, sărbătorim tăierea împrejur. Dar tot astăzi avem sărbătoarea Sfântului Vasile cel Mare. Acest om plăcut lui Dumnezeu, care a trăit între anii 329 și 379, puțin 50 de ani. Nu voi detalia viața Sfântului Vasile cel Mare, dar mă opresc la un lucru care îl caracterizează pe Sfântul Vasile cel Mare. El s-a implicat cu tot sufletul în asistența socială, având grijă de cei sărași, de cei bolnavi, de văduve, de orfani, de toți oropsiții sorții. Și el, pentru prima dată, organizează așezăminte de asistență socială. Tare important! Pentru că ne dăm seama și în zilele noastre cât de importante sunt așezămintele de asistență socială.
ajutorarea celor necăjiți, a celor bolnavi. Vedeți? Pentru că Mântuitorul Iisus Hristos, atunci când va reveni și când morții vor învia și îi va împărți în două, pe unii de-a dreapta, pe alții de-a stânga, celor de-a dreapta le va zice: veniți binecuvântați Tatălui meu, de moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii, că flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să bea, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost și ați venit la mine. Și drepții îl vor întreba: Doamne, când te-am văzut în această situație? Ori de câte ori l-ați văzut pe cel mai neînsemnat frate al meu și i-ați slujit, mie mi-a slujit. Deci, printre alte multe lucruri extraordinare pe care le-a făcut Sfântul Vasile cel Mare, s-a implicat cu toată ființa în asistența socială. Sigur că a fost un bun ortodox, l-a propovăduit pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și cum împăratul Valens de pe vremea lui alunecase înspre arianism și a încercat prefectul modest ca pe Vasile să-l lămurească că e bine să asculte de ereziile lui Arie, Vasile a fost ferm și atunci Modest l-a întrebat: nu se teamă ție de împărat? Și Sfântul Vasile i-a replicat: dar ce-mi puteți face? Păi îți putem lua toate averile. Nu le mai am. Nu le mai am. Le-am dat la săraci. Te putem exila. Al Domnului este pământul, oriunde m-ați trimite. Te putem omorâ. Mai repede ajung la cel ce l-am slujit toată viața. Și zice Modest: niciodată nu mi-a vorbit așa un episcop. Și Sfântul Vasile îi dă replica: poate că n-ai întâlnit niciodată un episcop. A avut fermitatea credinței. Credința lui s-a concretizat în asistența socială pe care a organizat-o pentru prima dată. Și pe lângă faptul că astăzi este sărbătoarea împărătească a tăierii împrejur, pe lângă faptul că astăzi ne aducem de aminte de Sfântul Vasile cel Mare, astăzi este și anul nou. De aceea, iubiți frați și surori, mi-am început predica mea cu versetele scrise de Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Efeseni, în capitolul 5, versetele 15 și 16. Luați seama cu grijă cum umblați, nu ca niște neînțelepți, ci ca cei înțelepți, răscumpărând vremea, căci zilele sunt rele. Răscumpărând vremea. Niciodată nu-i mai potrivit ca la anul nou de a gândi cât de scumpă, cât de importantă este vremea. În fiecare ceas, în fiecare zi, să facem fapte bune, pentru că nu știm dacă vom mai ajunge ziua de mâine. Anul nou este momentul în care putem privi cu seriozitate la ce s-a întâmplat în trecut și să ne propunem ca în viitor să facem multe fapte bune. De aceea creștinii noștri au și alcătuit o priceaznă atât de înțeleaptă. A mai trecut un an, s-a dus și în veci nu o să mai fie. Și cât
câți iubiți nu a răpus și câte suflete s-au dus cu el în veșnicie. În anul ăsta poate pleci și tu, iubite frate, vezi zilele cum îți petreci, că în lumea aceea în care pleci vei fi întrebat de toate. Și ce folos că ai câștigat aici lumea toată și sufletul ți l-ai uitat și pentru el n-ai adunat nimica niciodată. Aici moșii și împărății trec ani și le doboară și în urmă toate ori fi pustii. Și tu atunci unde o să fii? De n-ai, în cer, comoară. La anul nou medităm. La anul nou ne propunem să ne adunăm comoară în cer. Mai zilele trecute, de fapt în ziua de Crăciun s-a născut Ioan Alexandru, l-am comemorat la cei 80 de ani de la naștere. De fapt, el a plecat la Domnul acum 20 de ani, tânăr. Și el, meditând cu seriozitate la ceea ce ne propunem noi acum la anul nou să medităm, meditând cu seriozitate la asistența socială, la faptul că trebuie să fie foarte bun omul, a scris o poezie intitulată Necrolog. Epitaf. Inscripția de pe mormânt. Și poezia lui zice așa: pentru că s-a uitat cu milă la un căluț znopit în bătăi, pentru că unei bătrâne ce fugise de la azil să se arunce în lac, i-a întins o mână de salvare, pentru că în sanctuarul inimii sale l-a iertat pe cel mai aprig vrăjmaș, pentru toate acestea și mult mai mari decât acestea pe care nimeni nu le-a știut că le făcuse la nevedere, el n-a murit, ci numai doarme până la înviere, auzit? Omul bun doarme până la înviere. Acum, am zis că medităm. Medităm serios la trecerea vremii. Medităm serios la faptul că trebuie să răscumpărăm vremea, căci zilele sunt rele. Acum totuși, la anul nou, unii altora ne urăm zile bune și pe Dumnezeu îl rugăm să binecuvinteze cununa anului și a început. În Psalmul 64, începând cu versetul 12, citim: Doamne, Tu binecuvintezi cununa anului care începe și câmpiile Tale se vor umple de roade grase. Îngrășase vor pășunile pustiei și cu bucurie dalurile se vor încinge. Îmbrăcatul sau pășunile cu oi și văile vor muți grâul, vor striga și vor cânta. În felul acesta, prorocul David, inspirat de Dumnezeu, ne face urare acum de anul nou. Așadar, iubiți frați și surori, întâi de toate sărbătorim tăierea împrejura Domnului. În al doilea rând, ne aducem aminte de Sfântul Vasile cel Mare, acest creștin absolut, care s-a implicat cu tot sufletul și în credință, dar și în asistența socială. Și în al treilea rând, ne aducem aminte de trecerea vremii, de anul nou, pe care vi-l dorim, frăților voastre, și ne-l dorim nouă tuturor, ca să fie bun. Să fie mai bun decât anul
ce a trecut. Să dea Dumnezeu ca și pandemia aceasta să-și găsească sfârșit. Vă dorim din tot sufletul zile bune, zile senine, an binecuvântat de Dumnezeu și din punct de vedere spiritual și din punct de vedere material. La mulți ani, cu bucurie! Zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru să zicem... Doamne, miluiește! Doamne, a Tău, Stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, ne rugăm ții, auzi-ne și ne miluiește! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru sănătatea și mântuirea lui. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru frații noștri, ieromonah, preoților, diacon, diacon, monah și monahin, și pentru toți cei tu Hristos, frații ai noștri. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru fericiții și pădurea poveniții Chitonei Sfântului Locașului acestuia și pentru toți cei dinainte dormiți, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni. Doamne, ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, titori și binefăcători ai Sfântului Locașului acestuia. Ne rugăm pentru ctitorii miluitori și binefăcătorii Catedralei Mântuirii Neamului și pentru toți ziditorii și lucrătorii care se ostenesc cu înălțarea acesteia, pentru sănătatea, mântuirea și ajutorul lor. Doamne, ca niște tămâie cu bun miros și ca o ardere de tot bine primită, să-ți fie întru tot bunule stăpâne această mulțumire pe care ți-o aducem noi pentru toate darurile pe care le-ai revărsat peste noi în anul ce a trecut și în toată viața noastră de până acum. Și ca pe Domnul și Stăpânul și Binefăcătorul te slăvim, îți cântăm, te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea Ta, ne rugăm cu umilință, ca și în anul care începe, să ne ajut să sporim în dreapta credință, în dragoste față de Tine și față de aproapele noastre. Și
și întru toate faptele cele bune. Rugăm-ne mult, milostive Doamne, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doctorul sufletelor și al trupurilor, care smerești și înalți, care pedepsești și iarăși tămăduiești, cu mila îndurărilor tale cercetează-i pe frații noștri bolnavi în această epidemie și pe toți bolnavii și ridică-i din patul durerilor și sănătoși arată. Rugăm-ne mult, milostive Doamne, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce a intrat în templu la înjumătățirea praznicului și pe oameni i-a învățat încât se mirau popoarele și ziceau: de unde știe acesta Scripturile, nefiind învățat? Și David grește: veniți fiilor, ascultați-mă și vă voi învăța frica Domnului. Cel ce l-a învățat pe Solomon înțelepciunea, cu milă și cu îndurări, cercetează-i pe copiii noștri, pe tinerii noștri, elevi și studenți, și le luminează mintea, ca să priceapă toată învățătura cea bună și folositoare, ca prin înțelepciune și prin viață bună să fie ei bucurie părinților și întărire sfintei noastre biserici și țării noastre. Rugăm-ne mult, milostive Doamne, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru toți frații noștri care sunt de față la această sfântă slujbă, pentru toți preoții noștri, pentru toți credincioșii noștri, pentru tot sufletul creștinesc necăjit și întristat, care are cuvinte de mila și de ajutorul Tău, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și într-o tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostănesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte așteptând de la Tine mare și bogată milă. Iubitor de oameni, Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Sub stăpânirea Ta, totdeauna fiind păziți, Ție slavă să înălțăm,
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Aceste jertfe liturgice și fără de sânge, că numai Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, stăpânești peste cele cerești și cele pământești, Cel ce șezi pe tronul cherubinilor și zborul și împăratul Israel, Cel ce singur ești Sfânt și Tu Sfânt să odihnești, peste Tine Te rog, Cel ce singur ești bun și binevoitor, caută pe mine păcătosul și netrebnicul Tău, și îndurătește sufletul pe mine, Cel ce se stau înaintea acestei Sfinte și Sfântul Sfântul la Tine vin vite din drumul nu se mă rog ce de la noi, nu se mă repede în Tu ești Cel ce aduci și Cel ce te aduci, Cel ce primești și Cel ce te împărți. Făcătoare de viață, trăim în 300 de cântare ca Amen.
toate părăgele zile mele, sfiați de credeți și pomeniască Domnul Dumnezeu într-un împărăția sa totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor. Arhieria voastră s-o pomeniască Domnul Dumnezeu într-un împărăția sa totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor. E prea fericitul Părintele nostru Daniel,
Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, locțitorul tronului Cezarei Capadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe frații noștri, arhierei, preoți, monahi, erodiacon, diacon, monahi și monahii, tot clerul bisericesc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Arhieria voastră, să o pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Iubitorii și binefăcătorii Sfintei Biserici acestea și pe alți iubitori, miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Pe cei ce au adus și pentru care s-au adus aceste cinstite daruri, vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Pe adormiți într-o fericire patriarhii României, Miron, Nicodem, Iustinian, Iustin și Teoptist, și pe întâi stătătorii arhiepiscopiei noastre adormiți într-un Domnul, Nicolae Episcopul, Nicolae Mitropolitul, Teofil Arhiepiscopul, Bartolomeu Mitropolitul și Vasile Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa. Pe fericiți eroi căzuți pe toate câmpurile de luptă, pentru libertatea, pentru unitatea, pentru demnitatea neamului nostru și pe frații noștri căzuți în temnițe, în lagăre și în deportări, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe toți ce adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, soți, soții, fii și fiice și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți, drept măritorilor creștini, Domnul Dumnezeu să vă pomenească într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și-n vecii vecilor. Aleluia, aleluia, aleluia.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Mărturisire. Subsemnatul diacon Grigore Clapa, chemat la hiotonia întru preot, de seama parohiei Țacu, protopopiatul Beclean, mărturisesc înaintea lui Dumnezeu, în al preasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, că voi împlini cu râvnă tot ceea ce este spre binele și mântuirea credincioșilor încredințați mie spre păstorire. În toată vremea mea, mă voi călăuzi după învățăturile Sfintei Evangheliei, ale Sfinților Părinți, ale Sfinților Apostoli, după Sfintele Canoane și învățăturile Sfinților Părinți ai Bisericii Ortodoxe. Mă voi strădui să împlinesc în viață și activitatea mea îndemnul Sfântului Apostol Pavel, care cere ca preotul să fie fără de prihană, bărbat al unei singure femei, veghetor, înțelept, cuvincios, iubitor de străini, destoinic să învețe pe alții, nebețiv, nedeprins să bată, neagonisitor de câștig urât, ci blând, pașnic, neiubitor de argint, binechivenisind casa lui, având copii ascultători, cu toată bunăcuvința. Căci dacă nu știe cineva să jundiască propria lui casă, cum va purta grijă de Biserica lui Dumnezeu? 1 Timotei 3, 2-5. Voi purta totdeauna cu demnitate ținuta preoțească și voi locui împreună cu familia mea în parohia încredințată mie spre păstorire, păstrând și sporind toate bunurile parohiei. Nu mă voi ocupa cu activități contrare chemării preoțești și nu mă voi face părtaș la adunări și lucrări potrivnice bisericii. Prin întreaga mea slujire învățătorească, sfințitoare și pastorală, precum și prin armonia vieții de familie, mă voi strădui să apăr Sfânta Biserică, păzindu-o de defăimare și de dezbinare, stând permanent în ascultare față de hierarhul meu și în comuniune cu întreaga Biserică Ortodoxă. Mărturisesc de asemenea că voi fi întru toate supus și fidel în al Preasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei și succesorilor săi în scaunul hierarhal. Voi respecta statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, celelalte legiuiri bisericești, hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ale organismelor eparhiale, deliberative și executive. În caz contrar, voi suporta consecințele canonice, statutare și regulamentare bisericești, ce decurg din nerespectarea în viață și activitatea mea a prevederilor acestei mărturisiri. Așa să-mi ajute Dumnezeu în toată viața și lucrarea mea preoțească. Amin. Poruncește! Poruncește în al preasfințile Părinte spre cele ce mi se aduce înainte diaconul Grigore, spre a fi rotunit. Thank you.
Cel ce totdeauna pe cele neputincioase le vindecă și pe cele cu lipsă le împlinește, rânduiește pe preacucernicul diacon Grigore în preot, să ne rugăm dar pentru acesta ca să vină peste el harul pentru tot Sfântului Duh. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Dumnezeule cel fără de început și fără de sfârșit, cel ce ești mai presus decât toată făptura, cel ce ai cinstit cu numirea de preot, pe cei ce ai învrednicit a slujit cu sfințenie în treapta aceasta cuvântul adevărului tău, însuși stăpâne al tuturor și pe acesta pe care ai binevoit a să rânduie prin mine, binevoiește să primească acest mare har al Sfântului tău Duh într-o viață curată și credință nestrămutată. Arată-L desăvârșit rob al tău, bineplăcându-ți întru toate și având purtare vrednică de această mare cinste preoțească, dăruită lui de puterea ta cea mai înainte și slujitoare. Ca ta este stăpânirea, ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Sfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, pentru arhieria, apărarea îndelunga petrecere, pacea, sănătatea și mântuirea Lui și pentru lucrul mâinilor Lui, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru robul lui Dumnezeu, Grigore, care acum se proghirisește preot și pentru mântuirea Lui, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Să-i dăruiască lui preoție curată și neprihănită, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru orașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea fecioară Maria, Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne! Dumnezeule cel mare în putere, neurmat în pricepere, cel minunat într-o sfaturi mai presus decât fii oamenilor, însuți, Doamne, și pe acesta, pe care ai binevoit a intra în treapta preoției, umple-l de darul Sfântului Tău Duh, ca să se facă vrednic asta, fără prihană, înaintea jertfelnicului tău, a propovăduie Evanghelia împărăției tale, a lucra cu sfințenie cuvântul adevărului tău, a aduce ție darul și jertfe duhovnicești, a înnoi pe poporul tău prin baia nașterii de a doua, ca și el întâmpinând
la a doua venire pe mare Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, unul născut Fiul Tău, să primească într-o mulțimea bunătății Tale plata bunei chivernicirea treptei Sale, că s-a binecuvântat și s-a preamărit într-un tot cinstitul și de mare cuvinte numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Vrednic este? Vrednic este. 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 Să plinim rugăciunea noastră, Domnului. Doamne, miluiește! Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harule ziua toată desfârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, la Domnule să ceară. Îngere de pace, credincioase, îndreptătoare, păzitor ale sufletelor și ale trupurilor noastre, de la Domnule să ceară.